Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate noi locuri de muncă. Începând de astăzi, 147 de locuri de muncă sunt disponibile. Peste 2000 de persoane au fost încadrate în muncă de la începutul anului. 147 de locuri de muncă sunt disponibile începând de astăzi. Diferite domenii de muncă îi așteaptă pe mehedințenii interesați să-și găsească locul de muncă potrivit. La data de 13 noiembrie, în evidențele AJFM Mehedinți, avem un număr total de 147 de locuri de muncă vacante în următoarele calificări. Ajutor mecanic, 2 posturi, dulgher, 6 posturi, electrician auto, 1 post, fierar, 6 posturi, finisor, 5 posturi, inginer construcții, 3 posturi, instalator gaz, 3 posturi, instalator, 3 posturi, lăcătuș mecanic, 5 posturi, lăcătuș montator, 1 post, lăcătuș construcții navale, 4 posturi, lăcătuș construcții metalice, 1 post, maestru construcții civile, 1 post. Avem un număr de 46 de posturi libere de muncitor necalificat în diferite domenii. Mecanic auto, 4 posturi, mașinist ifronist, 1 post, mașinist podrulant, 2 posturi, operator confecționer industrial, 1 post, operator sudor, 10 posturi, operator tăiere, 2 posturi, operator robot sudură, 5 posturi, sablator, 1 post, sudor, 12 posturi, schelar, 6 posturi, spălător auto, 1 post, stivuiturist, 2 posturi, tâmplar universal, 1 post, tubulator naval, 1 post, tehnician proiectant, 1 post, vopsitor lemn, 1 post, vopsitor industrial, 3 posturi și zidar, 6 posturi. Locurile de muncă sunt diversificate, fiind suficient de multe și pentru muncitorii necalificați. Aceste oferte sunt afișate la vizierul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți. De la începutul anului, 2388 de persoane au fost încadrate în muncă prin intermediul AJOFM, dintre care 967 femei. Ceea ce este favorabil este faptul că nu contează nivelul de instruire, deoarece 585 de persoane doar cu studii gimnaziale au fost încadrate în câmpul muncii.